Vă vom prezenta în continuare o fișă de lucru Google Colab pentru șirul lui Fibonacci și raportul de aur. Google Colab reprezintă o aplicație dezvoltată de Google Research care ne permite crearea de resurse educaționale pentru testarea secvențelor de cod Python direct din browser. Fișa de lucru următoare cuprinde, pe lângă conținuturi teoretice, atât exemple de secvențe Python pe care elevii le pot da în execuție, cât și cerințe de rescriere a acestor secvențe pentru a corecta execuția la infinit a unor instrucțiuni. Observăm că structura unei pagini Google Colab conține zone distincte de text pentru noțiuni teoretice și sarcini de lucru, cât și zone de scriere și executare a codului Python. Pentru șirul lui Fibonacci. Primii doi termeni ai șirului sunt 0 și 1, iar următorul număr din șir este obținut prin însumarea celor două numere precedente. Problema care se pune este: ce secvență de cod va genera termenii șirului mai mici decât 100? Fie A și B primii doi termeni ai șirului, care se inițializează cu valorele 0 și 1, rețineți că suma a doi termeni ne oferă valoarea următorului. Pentru memorarea acestor termeni avem nevoie de o variabilă numită C în exemplul nostru. O primă idee de generare ar fi să recurgem la o instrucțiune repetitivă while. Să observăm efectul codului de mai jos. Inițializăm termenii A, B cu valorile 0 și 1, C devine egal cu A plus B, while C mai mic decât 100, print C. Observăm că putem opri repetiția infinită dacă actualizăm repetat valorile lui A și B. Observați secvența de mai jos. Pentru raportul de aur, fi numit și secțiunea de aur, proporția de aur, numărul de aur, este de fapt primul număr irațional descoperit și definit în istorie. El este aproximativ egal cu 1,618033 și poate fi întâlnit în cele mai surprinzătoare împrejurări din natură, de la flori până la scoici. Problemă. Ce secvență de cod va crea o listă cu termenii Fibonacci și va calcula raportul de aur? Urmăriți secvența de mai jos. Observăm că sunt generați termenii ai șirului Fibonacci și valoarea raportului de aur. Elevii pasionați de programare vor descoperi noi funcționalități ale librăriilor din limbajul Python care permit generarea graficului asociat numărului fi. În cazul nostru, reprezentarea vizuală a raportului de aur poate fi realizată într-un grafic utilizând o librărie specială. Urmăriți secvența de mai jos.
Avem aici reprezentarea valorilor lui fi. Mulțumim pentru atenție!